Minune caută-i toți. Ieri dimineață, la ora 5, când am venit la program, am intrat în maternitate, am văzut. Deci primul vițel era fătat, era în paie, lins. Nimic anormal la prima vedere. Apoi șeful fermei și-a dat seama că vițelul este puțin diferit de cei pe care i-a văzut până acum. Mi s-a părut că vițelul este un pic mai mic. M-am gândit că s-ar putea să fie o fătare gemelară. M-am echipat, am controlat animalul și am mai reușit să scot încă un vițel. La câteva minute după a venit pe lume și al treilea. Știam că vaca este gestantă, dar nu știam că o să aibă trei viței. Asta înseamnă bine, înseamnă bucurie pentru proprietari și pentru noi. Și se întâmplă rar, tripleții nu sunt o ciudățenie. În momentul când a fost făcută monta, probabil a fost prins momentul optim. Cazurile sunt foarte, foarte rare, dar la noi în fermă s-a întâmplat. Michi, Traian și Mihaela vor fi atent monitorizați în perioada următoare. Povestea unei copile din Chișinău a impresionat o echipă de medici din România. Abandonată de tată, fetița a rămas fără auz. Prea săracă pentru o boală atât de scumpă, mama